bună dimineața! Vă urez bun venit la cea de-a noua ediție a concursului interjudețean de matematică Teodor Tocman. Ne bucurăm foarte mult că și în acest an concursul adună 270 de copii din 6 județe ale țării și un număr de 14 copii din Republica Moldova. Așadar, astăzi probele se vor susține în limba română, în maghiară și sunt copii care vor da proba în rusă. Mă bucur foarte mult, de asemenea, mă bucură faptul și mă onorează în același timp că alături de voi, oaspeți de seamă, sunt domnii care s-au ocupat de subiecte și încep din partea aceea, domnul Andrei Eckstein, de la Universitatea Politehnică din Timișoara, Vlad Crișan, student la Universitatea din Cambridge, l-ați întâlnit și anul trecut, domnul Radu Bumbacea, tot de la Universitatea din Cambridge, Țârc Sorin, de la aceeași universitate de prestigiu, domnul profesor Dorel Miheț, de la Universitatea de Vest din Timișoara, un domn profesor care deja se transformă încet, încet în gazda acestui concurs, pentru că întotdeauna a fost alături de fostul nostru elev Cătălin Țurcaș, discipol al domnului profesor Tocman, cel care este astăzi omagiat prin efortul vostru de a desluși tainele matematicii. Alături de mine este domnul primar al orașului Chișinău, Silvani, gazda de drept a acestui concurs, cel care este inițiatorul acestei competiții și finanțatorul. Dau cuvântul gazdei, așa cum v-am precizat mai devreme. Mă bucur foarte tare, iată, repet, se pare că acesta este leitmotivul zilei, că există copii pasionați, copii atât de pasionați de matematică și profesori care știu să-i susțină, care știu să scoată la lumină diamantul din ei, știu să-i șlefuiască. Vă felicit pe toți, vă mulțumesc că ați răspuns prezent invitației noastre, vă doresc mult succes și de seară să fiți dintre cei care vor putea agăța în bradul de Crăciun un trofeu de la concursul Tocman. Bună ziua tuturor, vă spun astăzi la cea de-a noua ediție concursului de matematică Teodor Tocman. Sigur, sunteți foarte puțini aici față de cei 280 care sunt înscriși. Cu siguranță ne vom întâlni la ora 17 sau 18 în sala Casei de Cultură. În primul rând vreau să mulțumesc celor din stânga mea care au făcut ca acest concurs să fie foarte puternic în acest an, respectiv domnului Eckstein, domnului Crișan, domnului Bumbacea, domnului Țârc și domnului Miheț și evident lui Cătălin. Cred că v-au găsit subiecte frumoase, ca și în fiecare an. Regulile, din punctul nostru de vedere, sunt aceleași. Vă rugăm să nu plecați acasă până după premiere, pentru că atunci, la fel ca și anul trecut, veți fi obligați, în ghilimele, să nu vă luați premiul în bani. Cred că merită acest efort pe care l-ați făcut voi și ați venit până și vreau să stați până la sfârșit. Eu vă doresc mult succes, sunt convins că cei mai buni dintre voi vor câștiga astăzi și vă veți bucura împreună la sfârșitul acestei zile. O să-i dau cuvântul lui Cătălin să vă spună ceva probleme organizatorice și spor la treaba. Vreau să vă urez bun venit la noua ediție a acestui concurs. Nu pot decât să mă bucur că avem 270 de participanți și lucrurile merg înspre mai bine an de an. Vreau să le mulțumesc colegilor mei și domnilor profesori pentru că și-au luat din timpul lor prețios și au făcut deplasarea asta destul de lungă la Chișinău. Vă mulțumesc vouă că ați venit și le mulțumesc profesorilor însoțitori și profesorilor corectori că ne ajută. Vă doresc mult succes, să nu aveți emoții. Problemele sunt frumoase,
doar lucrați la ele din plăcere și sunt convins că veți fi câștigați după această zi. Vă doresc mult succes și o să ne mai întâlnim pe parcurs zile. Domnule primar, ne aflăm astăzi la deschiderea celei de-a noua ediție a concursului interjudețean de matematică Teodor Topan. Cum se simte astăzi omul Septimiu Cătălin Țurcaș, în preajma sutelor de copii, știind că, acum 9 ani, era doar o propunere a dumneavoastră? Ce sentimente vă încearcă? În urmă cu 9 ani era prima ediție, sigur, din respect pentru domnul Topan și pentru munca pe care a desfășurat-o în acest oraș și cu acești copii, a fost o idee de a desfășura acest concurs în orașul nostru. Nu m-am gândit în urmă cu 9 ani că va avea o asemenea învergură, dar sunt fericit că foarte mulți copii valoroși din această țară și chiar de peste hotare aleg să vină la Șimleu în luna decembrie pentru acest concurs. Zic eu, foarte important. Deci una peste alta mă simt satisfăcut. Mulțumesc frumos!